Salutare, salutare! Sunt Cosmin Derban de la Gomax și în episodul de astăzi o să avem o super discuție cu... Cristian Bărcan de la Regnet. Cristian, despre ce discutăm astăzi? Cosmin, astăzi o să vorbim de un subiect destul de interesant și anume despre firme, despre PFA-uri, despre întreprinderi individuale, ce acte sunt necesare, când e bine să alegem una, când e bine să alegem alta, mai ales când e vorba de comerț online. În regulă, Cristian, pentru început, cu siguranță sunt oameni noi care ajung pentru prima dată pe canalul nostru. Spune câteva cuvinte într-un minut despre tine. Cine ești tu și cu ce se ocupă compania ta? Practic, noi suntem înființați din 2015 și de atunci ajutăm antreprenorii să scape de drumuri, de birocrație, de orice coadă necesară de la Registrul Comerțului prin posibilitatea de a înființa sau modifica o firmă sau un PFA online. Practic, ajutați oamenii să devină antreprenori. Exact. Primul pas spre antreprenoriat, pe lângă idei și toate cele, să aibă o firmă. Corect. Practic, dacă vrei să desfășori o activitate comercială legală în România, ai nevoie de o societate juridică. O entitate juridică care poate fi SRL, PFA, întreprindere individuală și așa mai departe. Da, Cristian, sunt foarte multe discuții. Ok, am o identitate. Care este diferența? Ce tipuri de entități juridice sunt în România? Și, pe scurt, care este diferența și care, în ce context se potrivește? Păi în România sunt mai multe tipuri de entități juridice. Aici vorbim și de SRL-uri, care sunt societăți comerciale cu răspundere limitată, care este și cea mai întâlnită formă juridică din România în ce privește desfășurarea unei afaceri. Mai avem, desigur, societăți pe acțiuni, PFA-uri, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, dar în principiu cea mai des întâlnită formă este cea de SRL, dintr-un simplu motiv, și anume că este cea mai bună variantă în ce privește taxele, gestionarea și, de altfel, este cea mai recomandată formă pentru comerț online. Am înțeles. Sunt audiențe din toate domeniile. Probabil sunt oameni care vor să înceapă să producă ceva, după care să vândă. Dar, în general, pe canalul nostru discutăm despre comerț online. Cristian, cum se desfășoară lucrurile până acum? Este interes pentru business nou? Ce se întâmplă în sectorul ăsta? Se fac firme? În ce coduri CAN se activează mai mult la voi? Din fericire există o plajă largă de înființări de firme în ce privește activitățile economice sau codurile CAN, dar pot să-ți confirm că în ce privește comerțul există cel mai mare interes, fie că vorbim de comerț online, fie că vorbim de comerț offline. Adică gândește-te că atunci când vorbim de comerț, vorbim de la buticul de la colț până la vânzarea de absolut orice produs te gândești tu. Această vânzare intră practic în ideea de comerț. Da, inclusiv comerț online. Că vinzi păpuși, că vinzi minci, că vinzi mașini online, tot intră în comerț online. Care mai departe intră în comerțul general, care face parte, v-am spus, online sau offline. Ok, hai să le spunem audienței noastre. Care este codul CAN necesar pentru a vinde online? Pentru a vinde online ai nevoie de codul CAN 4791, care este comerț prin internet, pe scurt. Regulă, practic, și dacă au o activitate offline, vând la butic sau în centrele comerciale sau sunt producători și vor să-și vândă produsele, au codul CAN respectiv, dar au nevoie și de 4791 pentru a vinde online. Da, corect. Deci atunci dacă tu ai, de exemplu, un spațiu fizic unde vinzi anumite produse, trebuie să ai codul CAN pentru acel spațiu fizic, dar dacă le vinzi și online, trebuie să ai neapărat și codul de online, adică comerțul online. Nu poți să ai unul inversa e aplicabilă. Dacă vinzi online și după aceea îți deschizi un punct fix, neapărat trebuie să ai un cod CAN și pentru acel punct fix. Da, de aceea cred, sau nu știu, este recomandat ca la început când îți faci firma să ai mai multe coduri CAN declarate? Da, personal recomandăm să, nu știu, undeva până la 15 coduri. Noi recomandăm în general să se gândească antreprenorii ce o să facă în următorii 2-3 ani. Și atunci tu, ok, vreau să vând online în acest moment, prind un pic de tracțiune, vreau să-mi deschid un punct fix într-o locație. Eu personal și noi în general recomandăm, ok, gândește-te dacă vei vinde vreodată și offline,
dacă vei vinde mai multe tipuri de produse, pentru că diferența între comerț online și comerț offline, ca să-i spun așa, este că acele coduri care ai pentru produse la comerț offline sunt pe categorii. Adică dacă la comerț online avem totul, toate produsele într-un singur cod CAEN, 4791, dacă vrei să vinzi electronice, este un cod CAEN, dacă vrei să vinzi haine, alt cod CAEN, când vorbim de puncte fixe. Și atunci e bine să ai cât mai multe pentru produsele pe care tu vrei să le vinzi. Da? Că vrei calculatoare, că vrei haine, că vrei curele, că vrei bijuterii, fiecare are un cod CAEN separat. Asta este marea diferență între codul CAEN online și celelalte coduri CAEN. Chestia mi-a plăcut asta când ai spus să se gândească ce vor să facă peste 2-3 ani. Exact. Pentru că sunt foarte mulți antreprenori sau viitori antreprenori care au acum o idee de business și au decizia, ok, hai că-mi fac firma și pe urmă văd eu ce se întâmplă. De regulă știm ce se întâmplă, dacă este o decizie la impuls. Dar când e viziunea asta pe 2-3 ani, știi, să gândești, păi uite, acum fac lucrul ăsta, pun informațiile astea în practică, am aflat undeva să am o idee, am o sclipire și pe urmă aș putea să mă dezvolt până acolo. Pentru că am anumite resurse acum, anumite cunoștințe, pot să fac câțiva pași, important este să-i faci și pe urmă, uite, aș putea să fac și treaba aia. E o chestie foarte smart. Cristian, foarte mult românii se plâng, în general. Este un popor atipic. Se plâng și de faptul că este foarte multă birocrație. Mi-aș face o firmă, dar este foarte greu. Care sunt pașii și cum s-a simplificat, nu s-a simplificat, ce se întâmplă în direcția asta? Pentru că oamenii fug de treaba asta. Este greu să fac o firmă, mai bine să vindem fără acte, ceea ce nu recomand tuturor, pentru că ANAF-ul analizează tot mai mult ce se întâmplă peste tot și nu cred că este plăcut să primești vizite de la ANAF cu recomandări de a plăti taxe. Da, aici trebuie să fiu de acord cu tine, pentru că ușor, ușor se va implementa și cu e-factura, care va deveni obligatorie cel puțin de la 1 ianuarie 2024. Se vor extinde domeniile în care se va aplica această e-factura. Practic, această e-factură înseamnă că orice factură interfirme va trebui să treacă, să fie comunicată către ANAF. Asta se întâmplă probabil în mod automat de la aplicațiile de facturare. Exact. În mod normal există deja integrată această funcție pentru anumite domenii, deoarece până în acest moment se aplica strict către anumite domenii, dar de la 1 ianuarie 2024 se va extinde area activităților economice ce sunt obligate să aibă integrată această e-factură. Și, doar că să înțeleagă publicul, pare încă o extindere a activității, doar că totul se întâmplă, cum spuneai și tu, în mod automat de la aplicațiile de facturare. Bun, revenind la birocrație, cât este de greu să-ți faci o firmă, care sunt pașii, ce trebuie făcut, dacă este acum mai simplu decât în trecut, dacă este mai complicat? Din fericire, anul trecut s-a modificat legea care privește modalitatea de înființare a unei firme și s-a simplificat destul de mult procedura, în sensul că s-au eliminat anumite formulare care cumva nu își mai aveau neapărat efectul. Și aici de un exemplu clasic este cel al declarațiilor pe proprie răspundere. Înainte trebuia să mergi la notar, să-ți faci programare, să te duci, să dai declarația, cu acea declarație o depuneai la dosar. Practic aceste declarații au fost, spre exemplu, au fost eliminate de tot. Da? Un alt exemplu ar fi capitalul social. Înainte, când îți ființai o firmă, erai obligat să depui capitalul social înainte să te duci cu dosarul la Registrul Comerțului. Din ultimele modificări a fost eliminat și capitalul social. Practic nu mai ești obligat să depui capitalul înainte de a înființa firmă. Înțeles, cât este acum capitalul social? Un leu. Înainte era 200 de lei. Era 200 de lei. Înainte era 200 de lei, acum capitalul social minim este de 1 leu. Asta pentru SRL. Pentru SRL. PFA-ul nu are niciun capital social, nu depui, nici nu ai obligația, la fel cu întreprindere individuale sau cele familiale. La ESA-uri e un pic mai dificil, că sunt condiții speciale, necesită un capital mai mare și așa mai departe. 20.000 de euro? Da, e un pic mai consistent. În regulă. Cristian, care sunt pașii? Uite, cineva ne urmărește, are o idee de business, fie că vrea să vândă ceva online, fie că vrea să producă, vrea să inoveze ceva și vrea să intre în legalitate. Vreau să-mi fac o firmă, vreau să fac o companie, să o cresc, să aduc oameni, echipă, extindem și o vindem. Care Doamne. Sunt pașii? Da. Prima dată e foarte, foarte important să te gândești sau să vă gândiți câți asociați sunteți.
cum vă împărțiți atribuțiile, cum vă împărțiți câștigurile și pierderile. Din experiența noastră, apar câteodată pe parcursul activității anumite fricțiuni în ce privește procentele. Dacă ești asociat unic, atunci e foarte simplu, totul practic depinde de tine, tu controlezi, tu decizi, tu faci totul. Dacă sunt doi asociați, aici trebuie să vă gândiți. Dacă sunt amândoi administratori, dacă veți deține 50-50, dacă veți de unul dintre voi va fi majoritar. Și cu cât numărul de asociați crește, cu atât sunt mult mai importante aceste răspunsuri la anumite întrebări de bază. Cum se iau deciziile, le luăm toți, le luăm cu majoritate. Ne ocupăm toți de firmă, cine are drept în bancă, cine poartă discuțiile cu contabilitate. Sunt anumite chestii de bază care trebuie stabilite de la început. Dacă ai totul deja stabilit, aceste informații le-ați stabilit între voi, atunci trebuie să te gândești la o denumire pentru firma ta. Indicat este să nu folosiți denumiri comune sau anumite expresii, cuvinte care sunt sau care nu sunt considerate de fapt elemente de diferențiere, cum ar fi company sau Impex. Adică să-mi pun Cristi SRL, clar, nu are cum să fie liber. Sau Cristi Company SRL, e practic același lucru, cum situația este similară și la cifre. Dacă îți pui, nu știu, Professional SRL sau Professional 2023 SRL, practic Registrul Comerțului analizează doar Professional SRL, se ignoră numerele. 2023. Acum numerele, inițialele, Impex Trading, aceste cuvinte foarte, foarte comune. Înțeles, practic trebuie să fii unic, pentru că iar intrăm într-o asemenea perioadă a erei noastre în care este o anumită competiție și trebuie să te diferențiezi cumva. Și cred că ar fi indicat să fii și un nume cât mai simplu de reținut, de rostit, și aș mai aduce o completare, oarecum să te asiguri că există domeniul web disponibil, domeniul .ro sau .com, depinde de dimensiunea business-ului la care își dorești să ajungă. Da, corect. Nu este obligatoriu să ai întotdeauna identitate de nume firmă cu marcă, dar este, cred că, mai ok pentru utilizator această identitate vizuală, verbală, ca efect pe termen lung în ce privește relația ta cu clientul. Adică, domne, gomag.ro este gomag SRL și atunci este se creează... Silco Besan, spate. Da, da, asta vreau să spun, da. Nu e obligatoriu ca marca să fie marca, site-ul și denumirea firmei să fie identice. Da? Adică unul dintre cele mai mari shop-uri din România nu are firma denumită Da, conform domeniului lor. Ai dreptate. Dar bunele practici spun că ar fi ok să fie așa. Știu și un motor de căutare care e... Da, da. Bun, deci avem, știm... Când vom deține, ce vom deține, avem denumirea firmei, da? Da. Obținem denumirea de la Registrul Comerțului. Întrebare. Da. Trebuie să fii major? Nu. Să, da, obligatoriu. Deci cel care are, care dorește să înființeze o firmă sau un PFA sau o întreprindere individuală, trebuie neapărat să aibă minim 18 ani și foarte important să nu ai cazier fiscal, judiciar sau altă interdicție, pentru că sunt persoane care au interdicție de a-și crea o firmă, să nu ai practic nicio interdicție în posibilitatea de a deține calitatea de asociat sau de administrat. Am înțeles. Bun. Deci, bun, ești major, stabilești cu cine intri în parteneriat. Corect. Cine cât se implică dintre parteneri asociați. Capitalul social. Capitalul social. Acum e un leu, oricine și-l permite. Și aici aș mai face o mică completare, dacă e vorba de asociați, să fie foarte deschiși cu ei cine, cu ce se implică în acțiunile care urmează să facă. În firmă, ok, cine merge la bancă, cine semnează, cine discută cu contabila, sunt niște lucruri administrative importante, dar sunt, dintr-un punct de vedere, mai simple. Dar acțiunile care le faci, pentru că cineva se ocupă probabil de vânzare, de negociere, de dezvoltare de relație cu clienții. E bine, ce am observat din trecut și din alte discuții cu clienții noștri și cu parteneri, acolo apar problemele la un moment dat, pentru că cineva se implică la un moment dat mai mult, altcineva mai puțin și pretențiile sunt acelea stabilite de comun acord. Și aici ar trebui să fie atenți oamenii, să stabilească oarecum și o procedură
de raportare între ei. Uh-huh. Cu ce mă ocup, ce am făcut săptămâna asta, ce urmează să facem, să se discute mai transparent din punctul ăsta de vedere. Că altfel, apar la un moment dat să se rupă lucrurile, oricât de bine le-ai pus în acte inițial. Da, corect. Aceste discuții sunt foarte importante, mai ales când vorbim de startup-uri, pentru că atunci când lucrezi într-un startup sau începi un startup, o nouă afacere, ce spui tu sunt niște acțiuni, activități care pot, te pot ajuta sau din contră te pot opri în dezvoltarea firmei tale. Da, important este să fie puse și pe foaie și cât mai ok. Bun, deci avem ideea de la care pornește, avem partea asta reglementată, cine cu ce se ocupă, atribuțiile fiecăruia. Ce, ok, declarație să nu ai cazier. Da. Dacă mai sunt nevoie, probabil buletin, pașaport, normal? Da, în general cărțile de identitate, pentru că ești obligat. Ok, ce? Și unde mergi cu actele astea? Sau care sunt pașii, cât timp, și cât timp durează? În cât timp de la idee, de la ideea ta de business, sau vrei să-ți faci firma acum, în cât timp poți să ai actele gata? Dacă ai tot dosarul complet, și aici mai pot să adaug eu un pic, să ai un contract pe un sediu social, da, care în general trebuie să fie un imobil. În România nu sunt permise sau nu este permisă stabilirea sediului social la o căsuță poștală sau la o locație virtuală, în sensul că nu există fizic acea locație. Știu că în anumite țări este această posibilitate, dar în România nu este, dintr-un simplu motiv. Legislația obligă autoritățile publice ca orice comunicare să ți-o trimită la sediul firmei. Și atunci dacă tu ai sediul firmei la o căsuță poștală, n-ai unde să ți-o trimită, practic, că nu știi care e căsuța ta poștală. Dar dacă ai tot dosarul complet cu actul constitutiv, cu declarațiile necesare, cu contractul pe sediu și așa mai departe, trebuie să mergi cu acel dosar sau să-l depui online în măsura în care îți permiți să-l depui online. Îl depunem online, e mai simplu. Păi nu e chiar așa simplu, că trebuie semnătură electronică calificată. Deci în România și în general în Europa, legislația nu permite depunerea unor documente către instituții publice fără o semnătură calificată. Semnătura calificată, electronică calificată, practic atestă că tu ești acea persoană care semnează documente. Am înțeles. Și important e ca fiecare să aibă semnătură calificată. Adică dacă suntem doi asociați, ar trebui ca fiecare dintre noi să aibă. Da. Sau trei sau patru și așa mai departe. Dacă e singur, atunci... Asta dacă vrei să faci singur, să-ți depui tu la Registrul Comerțului. Înseamnă că tu ar trebui să ai, în primul rând, să ai toate documentele semnate electronic de toată lumea, de toți asociații, iar administratorul sau unul dintre administratori să depună pe site-ul Registrului Comerțului sau pe mail, să trimită pe mail, documentele semnate electronic. Ok, asta, sincer, pare puțin complicat și demotivant. Unde intervine Regnet? Unde intervin serviciile oferite de tine? Noi, practic, ne ocupăm de tot ce ține de tot procesul, de la redactare, obținerea denumirii, redactare și, practic, depunerea dosarului, monitorizare și comunicarea actelor. Deci, noi înlocuim tot ce trebuie să facă un antreprenor. Practic, suntem cei care scutim timpul tău, bătaia de cap cu documentele, pentru că încă sunt formulare tipizate care trebuie folosite. Trebuie să știi foarte bine ce activități, unde încete încadrezi, cum se completează. Adică sunt încă niște aspecte care nu pot fi evitate și nici nu cred că vor putea fi evitate, pentru că până la urmă ești obligat să completezi acele formulare conform datelor tale, conform datelor firmei și așa mai departe. Ok, Cristian, și care este procesul pe care poate să-l facă viitorii antreprenori când apelează să-și creeze o firmă cu ajutorul Regnet? Intră pe regnet.ro? Da, poate să intre pe regnet.ro, să placeze o comandă pe înființare SRL sau înființare PFA în funcție de cum dorește și acolo toată procedura mai departe se va desfășura strict pe e-mail. Adică, practic, tu nu-ți mai bați capul nici cu Registrul Comerțului, nici cu site-ul, nici cu formularele, nici cu denumirea, nici cu trimitere, semnătura, nici cu semnătură, cu nimic. Practic, tu doar ne trimiți niște documente pe e-mail. Am înțeles. Deci aici simplificați voi și cât timp are gata firma? Cam 3-4 zile lucrătoare de când se depune dosarul la registru. Am înțeles. Aici depinde de cum se implică și viitorul antreprenor. Corect.
Da, și cred că aici putem să amintim și de parteneriatul nostru, pentru că tot avem un parteneriat și le putem spune că toate viitoarele firme noi înființate o să primească un bonus din partea noastră. Adică, indiferent ce ai desfășurat ca obiect de activitate, noi știm că sunt foarte mari șanse să ai nevoie de o prezență online sau să ai niște bune practici, o acțiune de bun simț, de igienă obligatorie. Da. Și atunci noi am creat câteva materiale împreună cu Regnet, cu Cristian, pe care o să le primească toți viitorii antreprenori. Să ajute să înțeleagă primii pași, să facă primii pași, să vadă care sunt oportunitățile la care pot să ajungă. Corect, așa este. Cristian, ce ar mai fi de adăugat în direcția asta? Foarte important este să se cunoască și pașii, așa cum spuneai tu, pe o să pregătim niște materiale, să avem pregătite niște materiale pe care să le comunicăm alături de oferta noastră comună, care va fi un bonus surpriză, ca să spun așa. Important e și o să le punem la dispoziție viitorul antreprenori și pașii de după înființare. Da. Adică, ok, am înființat firma, dar trebuie să știm ce facem mai departe, pentru că tot procesul nu se oprește la înființarea firmei. Avem actele, gata, am terminat firma. Aici trebuie să avem în vedere contul bancar, trebuie să avem în vedere relația cu ANAF, cu contabilul. Sunt anumite aspecte, mici aspecte, care trebuie spuse la punct după finalizarea firmei, dar nimic ieșit din comun, mai ales dacă ai deja o relație stabilită cu un contabil sau cu o bancă. Da, deci ai nevoie ca tu ca identitate, ca firmă, identitate juridică, să ai un cont la bancă, da, de tu ca și persoană. Poți să-ți rămâne și contul tău ca și persoană, dar firma ta trebuie să aibă cont la bancă și cred că de cele mai multe ori contabilul este cel care ține relația și cu ANAF-ul. Corect. Mai ales că acum procedura e online, se desfășoară prin SPV, care este spațiu virtual privat. Practic e o platformă pusă la dispoziție de către ANAF, prin care să ții legătura cu ei online. Nu mai e nevoie să te duci fizic la ei decât pentru situații punctuale. Dar în general se păstrează online, de contabil, prin administrator. Regulă. Și aveți voi o serie de contabili parteneri pe care puteți recomanda? Da, noi putem să-i ajutăm și pe viitorii antreprenori dacă au nevoie de aceste aspecte contabile. Foarte tare. Adică dacă vrei să-ți faci o afacere, ai încredere în visul tău, intri pe regnet.ro, completezi acolo toate informațiile de bază pentru a vă putea contacta reprezentanții Regnet, colegii lui Cristian, și de acolo lucrurile se simplifică. Răspundeți la e-mail-uri, pregătiți toate materialele pe care le-ați descoperit aici sau cu siguranță găsesc mai multe detalii pe site-ul vostru, pe regnet.ro. Da, noi avem o secțiune dedicată cu articole, exact, cu întrebări, ce e bine să știi, unde poți să ai sediu, mai trebuie avizul vecinilor, nu mai trebuie. Mai trebuie sau nu mai trebuie? Nu mai trebuie. Adică, în general, nu mai trebuie, dar îți trebuie dacă vrei tu neapărat să desfășori o activitate în apartamentul tău. Pentru că avizul e necesar pentru blocurile, locuințele, unde se regăsesc și colocatari de natură rezidențială. Adică dacă stau într-un bloc și vreau să desfășor, nu știu, orice activitate la mine în casă și eu stau la bloc, atunci îmi trebuie acord. Dacă nu vreau nicio activitate, doar să am sediu efectiv, atunci nu mai trebuie avizul. Deci este mult mai simplu astăzi să devii antreprenor. Da. După ce știi ce vrei să faci și, cum am spus, să ai o viziune, un plan pe următorii ani, un plan de dezvoltare a ideilor tale. Pentru că, practic, asta contează. Tu îți faci o afacere care neapărat trebuie să crească și să facă și profit la un moment dat, dar sunt niște pași pe care trebuie să-i urmezi. Și, da, putem să nu ne mai plângem, pentru că lucrurile sunt mai simple astăzi din punct de vedere al birocrației în România. Și mai mult de atât există Regnet, care simplifică și mai mult procesul de creare firme. Lucru care mi se pare, mă amintesc acum, cât am umblat. Noi suntem ca și companie din 2005. Am și cât am umblat, du-te acolo și vină dincolo și scanează niște hârtii și mai fă o copie. Dosarul, exact. Și atunci era mișto că mergeam foarte mult și pe jos, adică dintr-o parte în alta, era registrul într-o parte. Banca, da, capitalul, banca în altă parte, exact. Ia hârtia de la bancă, pune-o la dosar. Voi a fost challenging, a fost provocator. Dar acum este mai simplu și cu voi și cu tehnologia. Așadar, intrați pe regnet.ro și țineți minte, toate companiile noi înființate prin Regnet
să aibă un super bonus care să-i ajute să meargă la nivelul următor. Cristina, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, Cosmin! Și ce legătura? Așteptăm coferta, bonusul de la GOMAC. Așadar, e momentul să scrii propria istorie. Ai auzit o mulțime de povești de succes, oameni care te inspiră, companii din România sau companii internaționale. Oricine poate să devină o companie mare națională, chiar și internațională. Dar e important să faci primii pași, pentru că informațiile astea te ajută, dar întotdeauna și întotdeauna acțiunea face diferența. Și statistica, când facem o glumă, s-a dovedit faptul că atunci când nu faci nimic, nu se întâmplă fix nimic. Așa este, corect. Așa că până data viitoare, spor la acțiune, multă, multă sănătate și urmărește și alte materiale care cu siguranță te ajută pe plan personal și mai ales pe plan profesional. Salutare! Salut!